Tema mea pentru astăzi este Crăciunul din Apocalipsa și aș vrea să încep spunând că este mai degrabă o etichetă contemporană care trebuie corectată, dar care ascunde în spatele ei intenția acestei dimineți. Să descoperim sărbătoarea din perspectiva cărții Apocalipsa. Și sunt primul care spune că acest titlu trebuie corectat și modificat pe baza lucrurilor pe care le găsim în cartea Apocalipsa. Și primul pas ca să facem acest lucru este să vedem că în Apocalipsa, sărbătoarea pe care noi avem astăzi nu este doar despre o întrupare, nu este doar despre o naștere, ci este despre o venire. În mod repetat, ni se vorbește despre venirea Tatălui, despre venirea Fiului, despre venirea Duhului Sfânt pe acest pământ. Venirea este conceptul fundamental, sau dacă vreți, termenul dominant prin care noi ne putem apropia de această sărbătoare prin cartea Apocalipsa. Dacă ar fi să păstrăm ordinea cuvintelor din textul grecesc, așa cum l-avem în Apocalipsa 13:8, de exemplu, traducerea NTR o face, vom vorbi despre cartea vieții mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât venirea Fiului Său, moartea Lui pentru păcatele noastre, înainte să creeze lumea. A hotărât ca El să vină între noi. Și apoi, dacă împrumutăm această perspectivă a venirii Fiului în lumea noastră și călătorim cu ea prin carte, vom descoperi că nu este o singură venire. Sunt mai multe, mai multe veniri. Apocalipsa 12, și în această imagine este ilustrat textul, descrie prima venire a Fiului lui Dumnezeu, care creează contextul pentru a doua lui venire pe acest pământ. Prima venire, conform textului din Apocalipsa 12, este mai degrabă o panoramă a istoriei mântuirii. Și în câteva imagini, trecutul, prezentul și viitorul nostru este adus împreună. Acest capitol, capitolul 12, este unic prin faptul că vine și ne prezintă în mod detaliat, poate cel mai detaliat din Apocalipsa, strategia diavolului. El folosește suferința, el folosește minciuna ca să ne câștige, ca să ne amăgească. Și atunci când vedem că în spatele acestor lucruri, în spatele suferinței, în spatele minciunii, în spatele amăgirii, este diavolul, noi de fapt suntem invitați să luptăm alături de Domnul Iisus Hristos. Pentru că mesajul pe care Apocalipsa 12 ni-l aduce este următorul. Dumnezeu își împlinește promisiunile în ciuda tuturor intrigilor și în ciuda întregii opoziții a diavolului. Aș vrea să citez primele 6 versete din acest capitol. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare și cu luna sub picioare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Iar însărcinată țipa în durerile nașterii și se chinuia să nască. În cer s-a arătat un alt semn. Iată, un mare balaur roșu, cu 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Cu coada trăgea a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul stătea înaintea femeii care urma să nască, pentru că atunci când va naște să-i mănânce copilul. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El va păstori toate neamurile
cu un toiag de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui, iar femeia a fugit în pustiu, unde are loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. În Geneza 3, cu 15, Dumnezeu a făcut o promisiune care a trasat direcția istoriei noastre. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei străpunge călcâiul. Și din acel moment, în fiecare generație, diavolul a încercat să oprească împlinirea acestei promisiuni, venirea acestui copil în istorie. Tot apostolul Ioan, când ne scrie prima sa epistolă, ne spune că unul dintre noi, Cain, era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său, Abel. Și cu siguranță, diavolul era și în spatele lui Faraon. Atunci când el le-a chemat pe moașele evreilor și le-a zis: când le veți moși pe evreice și le veți vedea pe scaunul de domnie, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. În mod explicit, ne spune profetul Samuel, un duh rău l-a făcut pe Saul să încerce să-l omoare pe David cu o suliță și l-a urmărit o grămadă de ani. Diavolul a fost cel care a provocat-o pe Atalia să omoare întreaga casă împărătească a lui Iuda. Și cu siguranță el a insuflat și complotul lui Haman ca să-i ucidă pe toți evreii din Imperiul Persan. El l-a stârnit și pe Irod. Atunci când a dat poruncă toți copiii, toți băieții sub 2 ani să fie uciși, încercarea de a ucide pe unul singur, pe împăratul promis, care trebuia să se nască. În mod direct, diavolul a venit și l-a ispitit pe Hristos în pustie. În mod repetat, i-a împins pe conducătorii evrei să încerce să-l ucidă pe Iisus. Dar ce declară Apocalipsa 12 este că planurile lui, intențiile lui, au falimentat. Pentru că i-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Și apoi suntem mutați la a doua lui venire. El va păstori toate neamurile cu un toiac de fier, pentru că a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Și din acel moment, Apocalipsa ne lasă cu imaginea sau cu așteptarea revenirii acestui copil. Și ne spune că noi, cei care suntem pe acest pământ, devenim parte, suntem parte la acea luptă spirituală care a început în Eden. Pentru că păzirea poruncilor lui Dumnezeu și a credinței în Iisus Hristos înseamnă să ne plasăm de cealaltă parte a baricadei, să luptăm împotriva diavolului. Și el va lupta în continuare împotriva bisericii și împotriva celor care îl mărturisesc pe Hristos. Și Apocalipsa enumeră pe aliații săi: fiara care se ridică din mare, fiara care se ridică din pământ, îngerii pe care i-a câștigat de partea lui, toți oamenii pe care i-a înșelat pe pământ și din care face oastea lui. Și această realitate este, în primul rând, o avertizare și apoi o încurajare pentru noi. În ce fel este o avertizare? Să nu ignorăm lumea spirituală. Poate că mai mult ca oricând, în generația noastră, această tendință este foarte evidentă. Neglijăm lumea spirituală sub pretenția că lumea noastră e evoluată. Că astea sunt basme, că nu mai trebuie să le credem. Gândiți-vă doar când a fost ultima dată când ați vorbit cu cineva despre diavol. Cu cine ați vorbit ultima oară despre diavol? Nu așa că ne simțim stânjeniți să le spunem oamenilor despre un mare balaur roșu, 7 capete și 10 coarne și pe capete 7 diademe?
Dar dacă noi tăcem, sau dacă noi neglijăm lumea spirituală, nu înseamnă că ea nu e acolo. Nu înseamnă că nu lucrează. Indiferent ce spunem noi, indiferent ce credem noi, Apocalipsa ne spune, diavolul împreună cu îngerii lui a fost aruncat pe pământ. Sunt mai aproape de noi decât am vrea să credem, decât am vrea să fie. Și asta e avertizarea, să nu ignorăm lumea spirituală, pe diavol și pe îngerii lui. Dar sunt și cel puțin două încurajări. Prima este că Dumnezeu își împlinește promisiunile în ciuda tuturor împotrivirilor diavolului. Săptămâna aceasta, președintele Ucrainei a marcat 300 de zile de război în țara lui printr-o vizită în Statele Unite ale Americii. Numai Dumnezeu știe când și cum se va termina acest război. În schimb, ce știm cu siguranță e că acea promisiune făcută de Dumnezeu în primele zile a istoriei, că urmează un război spiritual, s-a împlinit. Chiar dacă au trecut secole, chiar dacă au trecut milenii, până când acel copil, Mesia, a venit pe pământul nostru. Dumnezeu nu își uită promisiunile. Dumnezeu este credincios fiecărui cuvânt pe care îl rostește. Chiar dacă nu își împlinește toate promisiunile în timpul vieții mele sau în timpul vieții tale, Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și întotdeauna când o face, El merge dincolo de limitele noastre, dincolo de limitele vieții noastre, dincolo de limitele imaginației noastre. Și asta e o încurajare pentru fiecare dintre noi. El este credincios promisiunilor Lui. Istoria acelui război spiritual care a început în Geneza 3, prin declarația de război pe care Dumnezeu i-a făcut-o diavolului, continuă. Și întruparea Fiului Său a avut un scop principal. Să-L învingă pe cel mai mare dușman al nostru. Să dea bătălia decisivă din acest război. Și după aceea ni se vorbește despre un război care a avut loc în cer, pe care Mihail și îngerii lui l-au purtat împotriva diavolului. Numai pentru că pe pământ Fiul întrupat al lui Dumnezeu prin cruce a câștigat bătălia decisivă. Mihail a putut să câștige războiul din ceruri. Și noi suntem chemați să fim parte la această biruință pe pământ. Și în mod poate surprinzător pentru noi, Ioan, foarte pe scurt, în câteva cuvinte, în jumătate de verset, adună viața Domnului Iisus, moartea Lui și înălțarea Lui la cer. De ce? Ca să ne pregătească pentru a doua Lui venire pe pământul nostru. A doua Lui venire. El va păstori toate neamurile cu un toiac de fier. De aceea a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui. Ca să domnească. Și în felul ăsta, atenția este mutată pe a doua Lui venire, pe lucrurile pe care le face la a doua Lui venire. În felul ăsta, Apocalipsa ne descrie prima venire a Fiului Lui Dumnezeu și ne descrie orizontul, ne deschide așteptarea pentru cea de-a doua Lui venire, care va domina întreaga carte Apocalipsei și pe care Ioan o va descrie din mai multe perspective în întreaga carte. Și această dimineață aș vrea să mă limitez la cele pasaje care vorbesc despre venire, ca să se refere la a doua Lui venire. Unul din modurile în care Ioan descrie această a doua venire este prin titlurile prin care îl prezintă pe Dumnezeu sau prin care Dumnezeu însuși se prezintă. Primul dintre ele este acesta, cel care este, care era și care vine. Acesta e salutul cu care Ioan ne întâmpină atunci când ne prezintă Sfânta Treime, e descrierea pe care o pune în dreptul Tatălui. E descrierea pe care Tatăl o împrumută ca să ni se prezinte ca cel atotputernic, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
Este descrierea pe care o folosește și corul ceresc atunci când stă în jurul tronului lui Dumnezeu și îl descrie ca cel care era, care este și care vine. Și Dumnezeu se descrie în această perspectivă. Folosim prima și ultima literă a alfabetului grecesc ca să ne arate că El este începutul, El este sfârșitul, este stăpân peste tot ce este în istoria noastră. El este dincolo de ceea ce noi am putea exprima prin limbaj. El este Dumnezeul cel atotputernic și El vine la noi. Încă din introducere, Ioanus ne spune, iată că El vine pe nori. Acesta e evenimentul principal din istoria umană. El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Cu alte cuvinte, de la început, cartea ne spune, Dumnezeu își va desăvârși promisiunile, le va împlini, va aduce mântuirea, va judeca și va domni pe întregul pământ. Și de aceea următoarele texte care vorbesc despre a doua venire a Domnului, ne descriu o zi a răsplătirii. Iată, eu vin curând, păstrează ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dar în același timp este o zi a mâniei, ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. E vremea judecății, e ceasul secerișului. Cu alte cuvinte, toți, credincioși sau necredincioși, îl vom întâlni pe judecătorul nostru. Și această convingere că îl vom întâlni, că vom sta față în față cu el, că îl vom vedea, ar trebui să aibă implicații în prezent. Dacă el vine, dacă el este împăratul nostru, asta înseamnă că noi nu putem iubi păcatul. În timp ce spunem că El va veni și noi îl așteptăm. Dacă El a venit să lupte împotriva păcatului, să lupte împotriva diavolului și noi trebuie să luptăm împotriva păcatului din viața noastră, să renunțăm la păcat. Și în această imagine, Ioan ne îndeamnă în mod repetat să veghem. Să veghem. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol, ci să-i se vadă rușinea. Iată, eu vin curând. Ferice de cine păzește cuvintele profeției din cartea aceasta. Și poate că așteptarea sau dorința pe care Apostolul vrea să ne-o lase în inimă, insuflat de Duhul Sfânt, atunci când terminăm de citit cartea, este aceasta. Să strigăm la îndemnul Duhului Sfânt, vino, Doamne Iisuse. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine audă se zică, vino. Aceste imagini, care încă sunt în viitor, sunt menite să ne ajute acum, în prezent, când încă trăim pe acest pământ, când încă ne luptăm cu păcatul. Și ne invită să ne întrebăm, ce ne dorim noi cu adevărat? Care e cel mai important lucru pe care ne-l dorim? Este venirea împăratului? Asta e cea mai mare dorință a noastră? Și de aceea Ioan ne amintește de veșnicie, de un mire ceresc, de un cer nou, de un pământ nou, în care va domni, în care va locui dreptatea. Am afirmat că Apocalipsa 12 ne descrie prima venire a Fiului Dumnezeu pe pământul nostru și creează contextul sau deschide orizontul pentru cea de-a doua venire care domină scena Apocalipsei. Dar între prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos întâlnim repetate veniri ale Domnului Iisus și sunt veniri la biserică, la biserica sa. El este cel care umblă în mijlocul celor șapte biserici. El este cel care se prezintă bisericii din Efes în felul următor. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui.
dacă nu te pocăiești. Bisericii din Pergam, tot Hristos îi spune, așadar, pocăiește-te, dacă nu voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Sunt veniri la biserici locale, la biserici locale. Și vorbindu-ne despre venirea, umblarea lui Hristos în mijlocul celor șapte biserici, despre veniri la biserici locale, între prima și a doua venire, Apocalipsa, de fapt, ne oferă contextul în care noi să ne înțelegem sărbătoarea. Și venirile la biserici sunt cea mai apropiată imagine pe care noi o putem împrumuta din Apocalipsa pentru sărbătoarea noastră. De aceea vă invit să ne punem în mod personal următoarea întrebare. Care din cele șapte biserici mi se potrivește cel mai bine de acest Crăciun? La ce mă gândesc? Plec de la premisa că fiecare dintre noi și orice biserică locală are câte ceva din fiecare biserică a Apocalipsei. Și rolul meu nu este să dau verdicte, nu este să pun etichete, ci să încerc să ridic oglinda Cuvântului lui Dumnezeu pentru ca fiecare dintre noi să ne evaluăm în mod personal. Asta este chemarea Scripturii pentru noi. Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. E o chemare de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu și de a ne evalua în mod personal, în lumina cuvintelor lui Dumnezeu. Primul rând, Efes. Prea ocupat cu noi înșine pentru a mai fi preot al lui Dumnezeu. Sau în cuvintele Domnului Iisus, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți să-i suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit, dar am ceva împotriva ta și anume că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și cred că acest pericol este cel mai iminent pentru cei care sunt implicați cel mai mult în slujire. Și ajungem în acest punct. După ce ne luptăm cu păcatul, după ce ne luptăm cu învățături false, când suntem preocupați de adevăr, când suntem preocupați de curăție, dar cumva ajungem la capătul puterilor, epuizați, după o solicitare constantă, plafonați la capătul răbdării, după lupte interne, după opoziție de afară sau chiar suferințe. Și la un moment dat, obosiți, alegem să ne protejăm pe noi înșine. Ne închidem în fortăreața noastră și mai avem nici timp, nici disponibilitate ca să iubim pe alții, fie că-s dinăuntru, fie că-s din afară, fie că cel de lângă noi, fie că e fiul sau fiica risipitoare a bisericii, fie că este omul care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Devenim tot mai preocupați cu noi înșine. Avem impresia că suntem puternici pentru că adevărul este o forță. Dar câștigăm această încredere în noi înșine cu prețul sacrificării priorității lui Hristos sau priorității Duhului Sfânt. Biserica din Efes e dovada, este exemplul că dragostea de Dumnezeu, dragostea de oameni, dragostea de a mărturisi Evanghelia se poate pierde în timp ce suntem implicați în tot felul de activități religioase. Când ajungem să folosim religia și activitățile religioase ca pe un mijloc de a ne urca pe un fel de piedestal, un loc în care ne simțim în siguranță, dar ne slujim pe noi înșine. Nu mai slujim nici pe Dumnezeu, nici pe cei din jurul nostru. Și cel care a venit în lumea noastră ne spune că El a venit să-i slujească pe toți, nu să fie El slujit. Și felul ăsta, uităm exemplul Lui în timp ce rămânem implicați. Devenim prea preocupați cu noi înșine. Preocupați ca să mai fim preoți al Lui Hristos. În al doilea rând, Smirna. În necaz, în sărăcie, din punct de vedere material, dar bogat
din punct de vedere spiritual. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bajocura din partea celor ce zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt a sinagoga Satanei. Aici sunt cei care trec prin vremuri grele. Prin vremuri grele. Creștinii din Smirna erau în necaz, în sărăcie și defăimați. Din pricina credinței lor în Iisus Hristos. Și pentru unii din bisericile noastre și din biserica noastră, întâlnirile cu ceilalți credincioși sunt doza săptămânală de demnitate. După ce restul săptămânii este batjocură și mai ales pentru credință. Pentru alții, sărbătoarea Crăciunului a venit după ce de curând au pierdut pe cineva drag. Pe cineva drag. La începutul săptămânii am participat la mormântare cu câțiva frați și surori din biserica noastră. Și de atunci m-am întrebat de mai multe ori, oare câți din biserica noastră sărbătoresc Crăciunul în timp ce au un loc gol, dar nu doar în biserică, ci și la masă? Pentru că de curând au pierdut pe cineva drag. Pentru alții, Crăciunul vine tocmai după aflarea unui diagnostic sau în timpul unui tratament. Și Crăciunul e doar o pauză până la următorul tratament. Pentru astfel de oameni, oprirea în sărbătoare înseamnă și oprirea pentru repetarea unei întrebări răscolitoare pe care o întâlnim și în Apocalipsa. Până când, Doamne? Până când sărăcie? Până când batjocură? Până când necaz? În al treilea rând, cei din Pergam, credincioșie în trecut, în vremuri dificile, amenințată în prezent de tentația compromisului, de tentația compromisului. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Știu unde locuiești. Acolo unde este tronul Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința în mine, nici chiar în zilele lui Antipa, martorul meu credincios, care a fost ucis acolo la voi, unde locuiește Satana. Dar am câteva lucruri împotriva ta, anume că ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce din carnea jertfită idolilor și să se dedea la desfrâu. Tot așa, și tu, ai câțiva care țin învățătura nicolaiților. Citim aceste cuvinte și ne uimim. Cât de ușor credincioșia în trecut, în circumstanțe grele, confirmate Domnul Iisus, e abandonată foarte repede. Foarte repede. Pentru o religie falsă, pentru tolerare, pentru tolerarea compromisului în învățătură, în trăire, valorii veșnice care erau ținute cu tărie sunt vândute pe mărunțișuri. În grabă. În grabă. Credincioșie evidentă din trecut. Amenințată în prezent. De tentația compromisului. Tiatira. Tolerant față de învățătura falsă și față de rătăcirea spirituală. Cunosc faptele tale, spune Domnul Iisus. Dragostea și credința, slujirea și răbdarea ta. Și știu că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Dar am ceva împotriva ta. Și anume că o tolerez pe Izabela, la femeia aceea care își zice profetesă și care îi duce în rătăcire pe robii mei și învață să se dedea la desfrâu și să mănânce din carnea jertfită idolilor. Dacă citim cu atenție, păcatul care era tolerat în Tiatira este cel mai apreciat în cultura noastră. Să accepți, să tolerezi pe oricine și orice. E una din valorile culturii noastre. Astăzi, sinele este suveran. Tu știi ce trebuie să fii. Tu știi ce îți dorești cu adevărat. Tu trebuie să descoperi cine vrei să fii. Care sunt dorințele tale. Și nimeni nu-ți poate îngrădi dorințele. Nu poți să faci altceva, asta cu cineva din jurul tău. Și felul ăsta, tolerarea devine unul din cele mai
apreciate lucruri. Și probabil că pentru ei această tolerare era însoțită și de o răsplată, un fel de câștig material. Și această combinație între o religie falsă și un câștig material întotdeauna e năucitoare, și atunci, și azi, năucitoare. O religie falsă care pare să fie confirmată de un câștig material. Sardes. O grămadă de aparențe. Renume. Aplaudat de oameni. Autoamăgire. Ajungi să crezi lucrurile astea. O viață religioasă care e, de fapt, inofensivă. N-ai nicio valoare în domeniul spiritual. Singurul lucru pe care îl face este să mascheze moartea. Moartea din domeniul spiritual. Știu faptele tale. Că îți merge numele că trăiești. Dar ești mort. Dar ești mort. Sardesul ne aduce aminte că putem face lucruri mari prin puterile noastre. Fără să folosim deloc puterea Duhului Sfânt. Putem stârni admirația oamenilor, dar Dumnezeu să n-aibă nevoie de nimic din ceea ce facem noi. În timp ce noi suntem înstrăinați de Hristos. Michael Ramsey ne avertizează că de foarte multe ori nu e nevoie să avem dușman din afară. Pentru că dușmanul suntem noi înșine, când ne mințim, când ne amăgim, când suntem morți. Putem fi mari înaintea oamenilor, ne aduce aminte biserica din Sardes, dar să fim zero înaintea lui Dumnezeu. Putem aduna oameni în jurul nostru, dar să ne arătăm cu nimic spre Iisus Hristos, să arătăm numai spre noi, să arătăm numai spre noi. Biserica din Sardes ne arată că o biserică și un creștin moare cu zâmbetul pe buze atunci când, și în sunetul aplauzelor oamenilor, atunci când ne jucăm cu păcatul, ne jucăm cu învățătura falsă, când puterea din spatele eforturilor noastre nu mai este Duhul Sfânt, când nu mai știm ce ia rugăciune de iertare, de pocăință înaintea lui Dumnezeu, când viața ne este îmbibată de compromis. Aparențe și automăgire care maschează moartea și pentru noi și pentru cei din jur. Filadelfia. Puțină putere. Și totuși preocupat pentru credincioșie, preocupat de mărturie. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Căci ai puțină putere, dar ai păzit cuvântul meu. Și n-ai tăgăduit numele meu. Cu siguranță că nu doar citind Scriptura, ci și în ziua judecății, vom fi uimiți, vom fi surprinși. Că unii din oamenii pe care poate și noi i-am disprețuit, au fost cei mai apreciați de Dumnezeu însuși. Pentru că noi suntem atrași de ceea ce izbește ochiul. De numere, de aplauze, de mulțimi, de zâmbete. Dar Dumnezeu vede dincolo de toate astea, Dumnezeu vede inima. Și El este impresionat de credincioșie, de dorința de a păstra numele noi. Dacă vreunul din noi a ajuns până în acest punct și nu s-a identificat cu niciuna din aceste biserici, îmi pare rău să spun, dar a rămas o singură variantă. Biserica din Laodicea. Nefolositor altora, fără discernământ spiritual, dar încântat de propria persoană. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. O biserică precum cea din Laodicea, compromisă, fără discernământ spiritual, ajunsă să fie inutilă lui Dumnezeu și oamenilor, dar mulțumită, mulțumită cu sine însăși, este pusă să aleagă între a fi vărsată din gura lui Hristos
So, a ședea cu el pe tronul său de domnie. Bogăția materială, spune Hristos, nu este indicatorul binecuvântării lui Dumnezeu. Laodiceea este dovada că încrederea în bogăție poate provoca greața lui Hristos, încât el să zică să te văr, să te vomit din gura mea. Încrederea în noi înșine ne face orbi la cât de mare este nevoia noastră de Dumnezeu. O haină de firmă, cum se purtau, cum se făceau în Laodiceea, ne poate face interesanți în ochii oamenilor, dar să ne dezvăluie goliciunea sufletului înaintea lui Dumnezeu. Putem ajunge, spune Hristos, să continuăm să facem lucruri, să ne implicăm chiar și în biserică, uitând că lucrarea lui Dumnezeu nu poate înainta nici măcar un milimetru fără prezența Lui. Dar poate continua oricând, fără oricare dintre noi. În schimb, de El avem noi nevoie. De El are nevoie orice om. Care din cele 7 biserici te descrie cel mai bine în această sărbătoare? Care din aceste 7 biserici mă descrie cel mai bine în această sărbătoare? Dar dați-mi voie să pun și o altă întrebare. Un pas spre vindecare. Ce anume ar trebui să redescopăr în Hristos în această sărbătoare? Ce ar trebui să cunosc sau să redescopăr despre El în această sărbătoare? Dacă la prima Lui venire El a câștigat bătălia decisivă și El va reveni, fiecare din venirile Lui la biserici în acest interval de timp este ca la sfârșit noi să fim biruitori împreună cu El. El ne cheamă să biruim împreună cu El. Și asta e sărbătoarea în Apocalipsa. Hristos venind în mijlocul bisericii sale, biserica sa auzindu-L și ascultându-L, urmându-L. Dacă suntem prea obosiți de multă activitate religioasă sau prea ocupați slujindu-ne pe noi înșine, pe noi înșine, că ne-am pierdut dragostea de a fi preoți al lui Hristos, sărbătoarea este invitația de a sta tocmai în fața celuia care este adevăr și dragoste în același timp, în mod desăvârșit și întotdeauna puse în slujba celor din jur și în slujba lui Dumnezeu. Și numai Duhul Lui, numai Duhul Sfânt poate aduce din nou și din nou în inima noastră ceea ce vedem în mod desăvârșit la Hristos. Adevăr și dragoste împreună puse în slujirea celorlalți și a lui Dumnezeu. Dacă cineva dintre noi este în mijlocul necazului, al sărăciei materiale și a bajocurii, Hristos este Cel care s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi, noi, să ne îmbogățim. Dar mai este ceva. El e Cel dintâi și Cel de pe urmă. Cel ce a fost mort și a înviat. Cel care îi va învia pe toți cei care sunt ai Săi. Dacă am fost credincioși în trecut, dar astăzi suntem ispitiți de compromis, suntem toleranți cu învățăturile false, Hristos ne spune că a venit să nimicească lucrările diavolului și să devină aliatul nostru, conducătorul nostru, ca la sfârșit și noi să fim biruitori, împreună cu El, împreună cu El, partele la biruința Lui. Dacă renumele, aparența, părerea noastră despre noi înșine, o viață religioasă care e inofensivă în domeniul spiritual, care nu ne schimbă nici pe noi, nici pe ceilalți, maschează uscăciunea sufletului nostru sau moartea dinăuntru, Hristos ne invită pe fiecare dintre noi să-L redescoperim pe El, să redescoperim viața, înainte să oferim altora doar ambalaje care nu ne satură nici pe noi, nici pe alții. Hristos îi cheamă la Sine atât pe cei care au rămas credincioși, cât și pe cei care au nevoie sau au curajul să se pocăiască. Dacă slujești, te implici și îți dai seama că ai puțină putere, că lucrurile nu se schimbă așa cum ai vrea tu,
în ritmul în care ți-ai dorit, că nu vin rezultatele. Dar trăiești în credincioșie. Îl mărturisești pe Hristos. El ne aduce aminte că niciun credincios, nicio biserică nu este lipsită de importanță înaintea Lui. Dumnezeu nu vrea CV-urile noastre. Dumnezeu ne vrea pe noi. Dumnezeu ne vrea pe noi. Și m-a interesat de credincioșie, decât ce am făcut sau ce am putea să facem noi singuri, decât succesul nostru. Dacă am ajuns să fim încântați de propria persoană, atât de încântați încât suntem nefolositori altora, nefolositori lui Dumnezeu și suntem orbi din punct de vedere spiritual, Crăciunul este o invitație la reînnoirea relației cu Hristos. Cel care a venit la noi ca noi să ne putem apropia de El. Crăciunul e cea mai puternică declarație a lui Dumnezeu că nu vrea o relație de la distanță, că a venit între noi, în mijlocul nostru, ca noi să mergem pe urmele Lui. Iată cum încheie El mesajul către biserica din Laodiceea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aș vrea să vă invit să transformăm aceste lucruri în motive de rugăciune. Și aș vrea să ne rugăm toți. De aceea aș vrea să vă invit la o rugăciune în tăcere. Haideți să-i răspundem lui Hristos dorinței Lui de a veni din nou în mijlocul bisericii sale, de a veni în dreptul fiecăruia dintre noi. Oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune El, și eu sunt acolo, și eu vin acolo. Haideți să-i spunem sincer, dragă Doamne Iisuse, din cuvintele pe care Tu le-ai scris celor 7 biserici, eu mă identific în acestea. Dragă Doamne Iisuse, simt și înțeleg că am nevoie de Tine în felul acesta. Și te rog, vino din nou în dreptul meu, ca și eu să mă pot apropia de Tine.